Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună castraveți murați în saramură, fără oțet, pentru iarnă. Rețeta este atât de simplă încât te va uimi rezultatul la final. Castraveți crocanți, aromați, fără oțet sau ingrediente complicate. Și țin perfect până în primăvară. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de castraveți proaspeți, mici, cornișon, bine spălați. Eu am aici 2 kg. Ne mai trebuie pentru o aromă perfectă câteva crenguțe de mărar cu floare, câteva baghete de rădăcină de hrean, 3 căței de usturoi tăiați în bucăți, 2 morcovi tăiați bucăți și țelină, câteva bucățele de rădăcină și frunze. Ne mai trebuie sare, semințe de mărar, cumpărate din plafar, opțional, boabe de muștar și boabe de piper. Prima dată spălăm și sterilizăm borcanele și capacele. Pentru detalii complete despre o sterilizare corectă, dați click aici sus sau găsiți link în descriere. Acum umplem borcanele cu de toate. Punem întâi câte o linguriță de semințe de mărar, dacă avem. Apoi câte o linguriță de boabe de muștar. Și câte una de boabe de piper. Peste ele adăugăm frunze de țelină. Așezăm pe rând castraveții în picioare, unul lângă altul. Și printre ei punem morcov, rădăcină de hrean, rădăcină de țelină, 2-3 bucățele de usturoi, iar la final mărar cu floare. Astfel umplem pe rând borcanele până terminăm castraveții. Mi-au ieșit 5 borcane. Acum trebuie să pregătim clasica saramură. Punem într-o crăticioară 2 litri de apă. Adăugăm 2 linguri rase de sare și mergem pe foc până lichidul ajunge la punctul de fierbere. Amestecăm să se dizolve sarea. Punem lichidul fierbinte în borcane până se umple complet. La final, înfiletăm cu putere capacele. Le acoperim cu o pătură groasă și le lăsăm să se răcească în voie pentru minim 24 de ore. Apoi vor merge în cămară, la loc răcoros, unde pot rezista fără probleme până în primăvară. Crocanți, aromați, extrem de gustoși, sunt perfecți pentru mesele bogate de Crăciun și Revelion. Aceasta este propunerea de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați like, share și subscribe. Lăsați în comentarii cu părerile voastre pentru că abia aștept să le citesc. Mă găsiți și pe Facebook, Instagram, Pinterest și chiar pe TikTok. Tot mâncare cu savoare. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au multe din ingredientele folosite, vizitați canalul Să Fim Sănătoși. Poftă bună, dragilor! Să vă fie cu folos!